ajuns în Chiom. Tot pe malul Rinului mergem spre hotel. Și aici un chioșc cu curry-wurst. Acolo se mănâncă, iar alături este muzeul ciocolatei, care l-a filmat și mai devreme. Știam că papagalii sunt în Brazilia, dar nu mă gândeam că-i în Chiom.
bine. Suburbiile centrului. Suburbiile Chiolne. Cățeluși. Nu riți negativ de. Ești limumărat. Ponchos. My Jesus. Black Pearl, Iosif, asta e. Ce s-o așa de mult aici? Cum e Black Pearl? Din Pirații Caraibii, nu? Cred. Aici o berărie. Kraken. Un centru de cumpărături. Size. Hai să vedem doamna. Cum? Sunt tele. Ah, crezut că l-ai văzut pe el. Ha? Am crezut că ai văzut o statuie ceva pe pielea. Zic, oh. Michael Kors, bulgari. Ce mai este aici? Electronics. Nu am uitat la. Cum? Nu am uitat la. Nu am uitat la. Ce-i așa?
cu o vrigărie. La 90 de grade ca să filmez. Okay.
Vino, vino. Și un Ferrari în Köln. Ferrari, Ferrari. Și un Ferrari. Squadra azzurra. Prețurile sunt în euro. Bijuterii. Uitați cum se vede. Colier. Aici suntem la Five Guys.
Am comandat un hamburger care pot să customizez și cartofi prăjiți în ulei de arahide. Restaurant cu specific german, iar asta a fost ultima zi în München, în Köln, în Köln. Magazinele se închid la ora 8, dacă vreți să faceți cumpărături, iar în timpul săptămânii iar sunt de la 10 la 8 seara. Nu? Cam așa e. Vă trebuie cam 2-3 zile să faceți cumpărături și să vizitați domnul, Muzeul Ciocolatei, Muzeul Ludwig și aleia sunt toate mărcile de îmbrăcăminte, încălțăminte. Acesta a fost vlogul nostru din Köln. Aceasta este perea rințească. Nu i-am mâncat chiar aici la restaurantul lor. La cei care produc perea. Când ne întorceam spre hotel, am văzut că pe Muzeul Ciocolatei scrie mi-e dor de tine. Muzeul Ciocolatei din Köln. Oare de ce? Care-i faza? Chiar care-i faza are? E o barcă. Găsit și soluția, adică de ce scrie. Adrian Bălan și Cărăluț, 2018. Asimă Orbetov și... care pensă mai mult decât un text luminos, este un simbol. Uite, e adânc. Deci în noapte se bate familie care cred că se referă la oamenii români care sunt plecați, nu? Din țară.
Tare. Deci se referă la românii care sunt plecați peste hotare. Era acela hotelul la care suntem noi cazați. Hotel. Gheorghe.